Mult ne-a binecuvântat Domnul și în această dimineață. Sau numai pe mine? Cred că toți am fost binecuvântați de Domnul prin tot ceea ce s-a făcut aici. Nu pot să nu-mi exprim și eu aprecierea față de copii care cântă atât de frumos, din ce în ce mai frumos, Domnul să vă binecuvânteze, copii. Iată că Domnul a ales să se folosească de glasul unor copii ca să aducă slavă numelui Său. Lucrul acesta ar trebui să ne determine pe fiecare dintre noi să căutăm să fim folositori împărăției. Doamne, ajută-ne! A venit primăvara. Eu sunt bucuros, nespus de bucuros să văd că Dumnezeu care a promis că nu va înceta vara și iarna și primăvara și toamna se țină de cuvânt. Și iată că ne e dat să mai gustăm din frumusețea unei primăveri, să mai vedem flori în pomi și să ne bucurăm de ceea ce urmează. Ne uităm zilele acestea cu multă speranță la ceea ce vine. Vine vreme frumoasă, vine vreme mai călduroasă și toate acestea, pentru că Dumnezeu în bunătatea Lui a rămas credincios făgăduințelor sale. Problema noastră a oamenilor este că noi nu suntem ca și El întotdeauna, dar aș vrea să fim ca El, să rămânem și noi consecvenți. De ce credeți dumneavoastră că în Biserica Poarta Cerului anul acesta avem ca deziderat acest cuvânt? Perseverent. Pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu este dată celor ce perseverează. Cine va răbda până la sfârșit, acela va fi mântuit. Și atunci zic, Doamne, ajută-ne să rămânem credincioși ție până la capăt. Dragii mei, în această zi vrem să continuăm să învățăm despre importanța perseverenței în viața de credință. Și de ce învățăm despre asta? Pentru că vă rog să mă înțelegeți, din tot sufletul doresc ca niciunul dintre noi să nu renunțe în umblarea cu Domnul, ci să mergem înainte până la capăt. Aceasta ar trebui să ne fie rugăciunea, aceasta ar trebui să ne motiveze în fiecare zi. O întrebare de cultură generală. Cine știe cine a descoperit America? A, știți mulți. Mă gândeam să dau premiu, dar știți prea mulți. N-am atâtea premii. Cristofor Columb. Un navigator care a pornit să ajungă în Indii. Mă întreb eu. Dacă el, Cristofor Columb, s-ar fi întors din drum. Nu s-ar mai fi descoperit America, mai ales în vremea de acum? S-ar fi descoperit America, fără discuție. Dar, întrebarea este aceasta, s-ar mai fi vorbit despre Cristofor Columb? Ar mai fi rămas el în istoria omenirii? Dacă s-ar fi întors din drum, probabil că nu l-ar fi blamat nimeni, că s-au întors atâția din drum. Dar cine ar mai fi știut despre el astăzi? Dragi creștini, să ne uităm cu nădejde la ziua aceea când cerul se va deschide larg pentru oameni ca și noi. Să ne gândim la ziua aceea în care Dumnezeu va zice veniți binecuvântații Tatălui de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită. Dar știți Cui se va deschide cerul? Celor ce vor fi perseverenți și îl vor urma pe Domnul până la capăt. Din tot sufletul îmi doresc, dragii mei, ca toți cei ce suntem aici, să învățăm importanța perseverenței. Să învățăm cât de mult contează să rămânem credincioși Domnului. Îmi doresc copiii aceștia care cântă atât de frumos în biserica noastră, să cânte și când vor fi adolescenți. Îmi doresc să cânte și când vor fi tineri și când vor fi oameni mari și să-L laude pe Domnul toată viața lor. Dar e așa de trist să vezi că sunt atâția oameni care abandonează cursa, alergarea. Noi să nu fim dintre aceia, dragii mei. Aceasta este chemarea pe care vă fac în această zi să nu fim dintre cei ce abandonează lupta, ba din potrivă, să ne înarmăm în fiecare zi cu resursele de care avem trebuință ca să ne putem duce până la capăt alergarea noastră. În această zi vreau să vă pun înainte un exemplu demn de luat în considerare. Un om care a fost perseverent până la capăt. Numele lui este Iov. Îi mulțumesc Domnului pentru că în Biblie avem cartea Iov. Nu știu dacă v-ați aplecat asupra ei. Când am trecut eu prin perioade mai grele din viața mea, despre care știam eu și Dumnezeu, cartea aceasta mi-a fost desfătarea. Mă uitam în cartea aceasta și am zis, Doamne, cât ești de bun tu! De n-ar fi fost cartea aceasta în scriptură, de n-am fi avut mărturia aceasta lui Iov, cuprinsă în 42 de capitole, am avea întrebări fără răspuns și am zice, Doamne, suntem uitați, suntem abandonați, dar bun este Domnul care ne-a avut în vedere și a lăsat să strălucească pe paginile Sfintelor Scripturi un om ca și Iov. Dragii mei, ce ne spune Scriptura despre Iov? Dacă ne uităm încă în primul verset al acestei cărți, zice, era în țara auți un om care se numea Iov. Un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană, curat la suflet, se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Așa-l vedem pe Iov în primul verset și așa-l găsim pe Iov de-a lungul întregii cărți. De ce? Pentru că el a rămas consecvent, a perseverat în neprihănirea lui. Și învățătura din această zi ne cheamă pe fiecare dintre noi să înțelegem cât de important este să perseverăm, să nu ne lăsăm, să nu renunțăm la valorile care ne-au fost încredințate. Vedeți, despre acest Iov, Scriptura ne spune că era și un om foarte bogat și foarte împlinit pe toate planurile. Era împlinit pe plan material, era împlinit pe plan familial, avea o familie frumoasă, avea tot ce îi trebuie din punct de vedere material, avea o familie frumoasă, era împlinit pe plan social, toată lumea îl respecta pe Iov. Era împlinit și pe plan spiritual, pentru că era într-o bună relație cu Dumnezeu. Și totuși, într-o zi, acolo în spatele cortinei, are loc o discuție în lumea spirituală. Și acolo Dumnezeu se lăuda cu Iov. Mare lucru. Dumnezeu să se laude cu un om de pe pământ și spune Dumnezeului satana, ai văzut pe robul meu Iov? Satana ne spune Scriptura că a început să judece în mod greșit motivația lui Iov în al sluji pe Domnul. Și a zis, Doamne, crezi că degeaba te slujește El pe tine? Motivul pentru care te slujește este pentru că tu îi dai și dai și dai. Ar trebui o predică întreagă doar despre motivația slujirii lui Dumnezeu. Pentru că vreau să știți ceva, Dumnezeu ne vede întotdeauna și motivația pentru care îl slujim pe El. Însă, dragii mei, ca să nu ne oprim aici, Aș vrea să mă îngăduiți să vă duc aminte un lucru. Satan s-a adresat lui Dumnezeu și a zis, lasă-mă numai să mă ating de ceea ce are el. Asta mă face pe mine să prind mult curaj și să zic așa, Satan nu face ce vrea. Ascultă-mă, frate, ascultă-mă, soră, Satan nu face ce vrea în viețile noastre. El face doar ceea ce îi este îngăduit să facă. De aceea, nimeni să nu descurajeze că stăm câteodată și zicem, o, oh, Satan răgnește ca un leu și caută să înghită și am căutat să fim intimidați. Ascultați-mă bine. Niciodată, Satan nu poate să facă decât ce îi este îngăduit. Mă duc aminte de fratele Pastor Codreanu, păstorul meu de suflet. La un moment dat, frământat cu ale lui probleme, ca și orice slujitor, frământat și a apăsat într-o noapte, zicea, că a visat un vis. Și în visul acela a văzut un câine foarte rău, care se arunca spre el, se temea, nu știa ce să facă în vis, se temea de câine acela din calea afară. Și în visul acela cineva a venit și a zis, dar de ce te temi? Ia uite-te că e legat, e pe sirmă. Nu poate, numai cât îl lasă lanțul acela. Și a înțeles fratele Codreanu că diavolul nu face ce vrea el, ci numai cât îi se îngăduie. Și aș vrea să înțelegem noi fiecare că diavolul nu poate să facă orice în viața noastră, numai ceea ce îi se îngăduie. Dar uitați-vă, în cazul lui Iov. Pentru că vreau să fim creștini realiști. Oameni care înțelegem ce se întâmplă și pe plan spiritual și pe plan fizic. Știți ce se întâmplă în plan spiritual? Dumnezeu îi zice lui Satan așa. Bine, te las să te atingi de ce are el. Pentru că tot ce avea Iov, căpătase de la Dumnezeu. El însuși zice, cu mâinile goale am venit și cu mâinile goale mă voi duce. Atinge-te de ce are el. Și știți ce spune scriptura? Că într-o singură zi Iov a pierdut practic tot ce a avut. Un om foarte bogat, șapte mii de oi, dintr-o dată s-au dus cămilele lui. Cât costă oaie? Ai, -ai cumpărat oi pentru Africa. Cât e? 100 de euro sau cât? Ia gândiți-vă dumneavoastră. 7000 ori 100, cât ar fi aia? sute de mii, numai în turmele de oi a pierdut. Numai în turmele de oi. Gândiți-vă dumneavoastră, a pierdut cămilele. A pierdut tot, tot, tot ce a avut. Și și-a pierdut și fiii. Și nu s-a oprit aici încercarea lui Iov. Pentru că Iov, încercat fiind, el rămâne perseverent în slujirea lui Dumnezeu și în închinarea care trebuie adusă Domnului. Și a venit Satan din nou înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, încă nu i-ai luat tot, nu mai ai lăsat să iau totul, mai are ceva. Lasă-mă să mă ating de trupul lui. Și când nu va mai fi așa de sănătos, să vezi atunci cât de credincios și cât de perseverent rămâne Iov. Și Dumnezeu i-a zis, bine, poți să te atingi și de trupul lui, dar să nu te atingi de sufletul lui. Și atunci Iov s-a îmbolnăvit grav. Așa de rău s-a îmbolnăvit încât n-a mai putut să stea între oameni, a trebuit să fie exilat, să iasă din cetate, în afara cetății. Și mă uit la Iov. Gândiți-vă ce încercare. Își pierde averea, își pierde familia, adică copiii, își pierde sănătatea, își pierde și reputația în fața oamenilor. De ce? Pentru că știți, erau oameni care judecau boala lui. Uitați-vă ce spune în Iov, capitolul 4, cu versetul 7. Elifaz vorbește cu Iov și spune așa, adu-ți aminte, te rog, care nevinovat a pierit, care oameni neprihăniți au fost nimiciți. Iată-l pe Iov, că își pierde și reputația lui de om neprihănit. Se uită oamenii spre el ca spre unul care sigur a păcătuit, de aceea este în condiția aceasta. Dragii mei, în fața unor astfel de, oameni, de necazuri, oamenii Reacționează foarte ciudat. Știți că atunci când trec prin necazul, unii oameni se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Știți că atunci când trec prin necazuri, unii oameni își pierd credința și sunt oameni care își pierd mințile în mijlocul necazului. Dar nu acesta a fost cazul lui Iov. Iov rămâne ca un exemplu de perseverență. Și asta aș vrea să înțelegem în această zi. În ciuda tuturor acestor pierderi, Iov rămâne credincios Domnului și mi-e așa de drag, ia uitați-vă, după ce își pierde toată averea și familia și toate cele, în Iov la capitolul 1 cu versetul 20 și 21, ia uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când a pierdut totul, Iov s-a sculat și-a sfâșiat mantaua și și-a tuns capul, apoi aruncându-se la pământ s-a închinat și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat, Domnul a luat și fiți atenți, binecuvântat fie numele Domnului. Acesta a fost Iov totdeauna, un om care binecuvânta numele Domnului, un om care se închina Domnului. Și ce dacă a ajuns la necaz? Iată-l pe Iov perseverent în închinare. El se duce, se închină lui Dumnezeu și binecuvântează numele lui Dumnezeu. Frații mei și surorile mele, prieteni dragi, vreau să știți că toți oamenii de pe pământ au de-a face cu focul încercării. Toți, mai zic o dată, când zic toți, știți ce înseamnă? Absolut fiecare dintre noi toți au de-a face cu focul încercării. Unii au ieșit din el, alții sunt în el și alții se pregătesc să intre în el. Nimeni nu e scutit de necaz. Însă, dragii mei, întrebarea este cum ne raportăm noi la Dumnezeu atunci când El îngăduie focul încercării în viața noastră. Cum ne raportăm la El? Dragii mei, ca să fii perseverent, trebuie să lupți. Viața de credință trebuie să fie o luptă pentru a rămâne perseverenți. Trebuie să lupți ca să rămâi până la capăt credincios Domnului. Și uitați-vă la Iov. Viața lui a fost toată o viață de luptă ca să fie perseverent. În primul rând, să ne uităm, când Iov își dorește să fie perseverent, el luptă pentru curăție. Ați fost atenți ce am citit în primul verset. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Știți ce înseamnă asta? Răul îți iese în cale, răul vine înaintea ta. Dar un om perseverent în credință se abate de la rău. Dacă răul stă aici, omul credincios trece pe lângă, se abate de la rău, nu se afundă în rău, ci se abate de la rău ca să fie perseverent, Iov demonstrează că el luptă pentru curăție. Se luptă pentru asta și nu numai pentru curăția lui, el luptă pentru curăția casei lui și a familiei lui. Aduceți-vă minte că fiii lui se adunau la oaltă și petreceau împreună. Și Iov de fiecare dată avea grijă și își punea întrebarea, oare nu cumva fiii mei au păcătuit prin ceea ce au făcut? Și spune Scriptura că aducea jertfe Domnului pentru copiii Lui. Dragii mei, ca să pu putem să fim perseverenți, e foarte important să învățăm de la Iov să luptăm pentru curăție. Parcă aș vrea să ținem minte lucrurile acestea. Haideți să zicem toți cuvintele acestea, să luptăm pentru curăție. Doamne ajută-ne! Dragii mei, numai un om curat și în minte, și în inimă, și în atitudini, numai acela poate să persevereze în curăție. Omul care luptă pentru curăție. Nu unul care zice, a, din când în când mai pot să mă bălăcesc și eu un păcat. Nu, dragii mei. Omul care poate să ajungă până la capăt, să ducă mântuirea până la capăt, este omul care perseverează în curăție, omul care luptă pentru curăție. Doamne, ajută-ne la aceasta, pentru că din tot sufletul doresc ca noi toți să ajungem la capăt, să răbdăm până la sfârșit, ca să putem să fim mântuiți. Apoi, merg mai departe și mă uit la acest Iov. Nu luptă doar pentru curăție, el luptă și pentru concentrarea lui la ceea ce contează cu adevărat. Știți spre ce era concentrat Iov? El era concentrat spre Dumnezeu mereu. Și spun lucrul acesta, dragii mei, pentru că dacă este ceva care contează, care ne poate ajuta să fim perseverenți, este să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Când ne uităm în altă parte, când pierdem concentrarea noastră, spre Hristos și spre Dumnezeu când începem să ne uităm la necazuri dacă Iov ar fi început să-și facă socotelele cum am făcut eu astăzi cu oile lui dacă și-ar fi socotit oile și-ar fi zis vai de mine 700.000 de euro într-un singur moment s-au dus sau să stea să-și socotească cum și-a pierdut cămilele, cum și-a pierdut turmele cum a pierdut robii, cum a pierdut copii dar el nu s-a concentrat spre lucrurile acestea grele care se întâmplau în viața lui ci ochii lui au rămas țintă spre Domnul. Dragii mei, e foarte important să învățăm că circumstanțele, da, ne pot aduce tulburare, circumstanțele ne pot produce revoltă, circumstanțele te pot răscoli, dar Iov se luptă cu sine ca să își păstreze focusul, să se focuseze spre Dumnezeu, pentru că asta este tot ceea ce contează. Dragul meu, ca să rămâi perseverent, ascultă-mă bine, nu vei putea să ajungi niciunde. Cred că Churchill era acela care spunea așa, dacă te oprești să dai cu piatra după fiecare câine care te latră, nu ajungi niciodată la destinație. Ei bine, dragii mei, acest lucru este valabil în viața de credință. Dacă vrei să ajungi la capăt, nu te opri să te uiți la toate circumstanțele și la tot ce se întâmplă. Pentru Iov a fost cumplit de greu, Imaginați-vă toate pierderile lui. Să-și piardă averea, să-și piardă familia, să-și piardă sănătatea și Iov rămâne concentrat spre Domnul. E atât de important să lupți pentru concentrare. Haideți să zicem și lupta pentru concentrare. Să lupți pentru curăție, să lupți pentru concentrare, aceasta te va ajuta să mergi înainte chiar atunci când este greu. Dragul meu, oamenii care s-au uitat la Domnul în viața lor de credință au mers întotdeauna mai departe. Gândiți-vă la Moise. Au cârtit izraeliții împotriva lui nespus de mult. L-au judecat izraeliții nespus de mult, dar Moise a rămas perseverent pentru că el se uita spre Domnul și spre scopul lui Dumnezeu cu viața lui. Uitați-vă dacă vreți la David, uitați-vă la alți oameni ai lui Dumnezeu, la Daniel. Oamenii aceștia nu s-au uitat la circumstanțe, ci s-au uitat mereu la Domnul, s-au concentrat și au pus toată atenția lor și privirea lor spre Domnul. Și lucrul acesta este nespus de important. Să lupți pentru curăție mereu, în fiecare zi a vieții tale să lupți pentru curăție, să lupți pentru concentrarea ta spre Domnul, iarăși este important. Să lupți pentru credincioșie, e importantă lupta pentru credincioșie în fiecare zi. Haideți să zicem și asta, lupta pentru credincioșie. Iov a știut că trebuie să rămână perseverent în credincioșia sa față de Domnul. Și fiți atenți, nu e totdeauna ușor să, să biruiești în această luptă. Uitați-vă câte voci se ridică spre Iov când el vrea să rămână credincios Domnului. Vine întâi vocea renunțării spre el. Și interesant, prin cine vine această voce a renunțării? Prin soția lui, și soția lui îl vede cât e de chinuit. Îl vede că este într-o condiție de compătimit. La un moment dat i-a fost milă ei de soțul ei și îi zice, auzi, nu, e greu să duci viața înainte în felul acesta. Blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Renunță, renunță să mai lupți. Știți care a fost răspunsul lui Iov? Vorbești ca o femeie nebună. Ce să primim de la Dumnezeu binele și când vine greul să renunțăm? O, ce bine ar fi să înțelegem fiecare dintre noi că în încercarea noastră de a fi perseverenți vine câteodată o voce a renunțării. La eu va venit prin soția lui. Spre noi vine în altfel, vine în gândul nostru, vine diavolul și spune, las o baltă, te-ai dus la biserică, l-ai slujit pe Dumnezeu, dar uite a venit momentul acesta critic și nu vezi luminița de la capătul tunelului, ce te vei face? Renunță și fă-ți voia ta. Dragii mei, cine vrea să lupte pentru credincioșie, nu va ceda în fața vocii renunțării. Apoi s-a ridicat vocea explicațiilor. A venit spre Iov vocea explicațiilor, s-au adunat prietenii lui, la el, frumos gest din partea lor, l-au căutat pe Iov. Însă, în timp ce Iov se frământa cu necazul lui și cu problemele lui, au venit prietenii lui ca să îi ofere explicații de ce ți se întâmplă asta. Și mai toți dintre ei au încercat să-i spună, Iov, tu ai o problemă. Iov, tu trebuie să ai păcat în viața ta. Iov, tu trebuie că ai greșit înaintea lui Dumnezeu. Și se cerceta Iov și nu le găsea pe toate acestea. O, cum vin oamenii când suntem încercați să dea ei explicații. Vine vocea asta a explicațiilor ca să, ce să facă, să-ți ușureze greul, nu? Din potrivă, apăsarea era tot mai mare pentru că Iov era chinuit și mai mult la gândul că veneau oamenii să-i spună tu trebuie să fii vinovat, de aceea a îngăduit Dumnezeu lucrurile acestea în viața ta. Frații mei și surorile mele, vă chem din toată inima să fim oameni cu minți și înțelepți. Așa de ușor și mie mi-a fost dat să aud oameni care atât de ușor dau explicații la tot ceea ce se întâmplă în jur, numai că ei nu văd ce este dincolo de cortină. Atâta de ușor dau explicații, numai mai ieri auzeam pe cineva care dădea o explicație din asta. De aia Dumnezeu a făcut așa pentru că gândurile lui Dumnezeu, cât sunt de sus față de gândurile oamenilor, frații mei. Când avem pretenția că noi știm felul lui Dumnezeu de a lucra, asta se numește aroganță. Asta se cheamă aroganță. De aceea, a căuta explicații la ceea ce se întâmplă în viața semenului nostru este absolut nedrept. Nu e drept să stăm și să explicăm de ce îi se întâmplă semenului nostru un lucru sau altul. Dar vai de când este istoria. Prieteni de a lui Iov au fost în jurul fiecărui om care dădeau explicații și căutau să arate de ce cineva se confruntă cu greul, cu boala și cu necazul. Nu e subiectul predicii din această zi, dar vreau să știți ceva. De ar trebui să ne purtăm noi necazurile și dacă ar trebui să ne trateze Dumnezeu după meritul nostru, ascultați-mă ar trebui să fim una cu țărâna fiecare dintre noi, pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne face după cum merităm. Însă iată, vine vocea asta a explicațiilor care și asta încearcă să te deruteze de la drumul credincioșiei. După aceea vine în mintea lui Iov vocea deznădejdii. Așa mă doare când îl văd ce spune în cuvântul lui Dumnezeu Iov în capitolul 7, versetele 6 și 7. Iov zice așa, zilele mele zboară mai iuți decât suveica țesătorului. Se duc și nu mai am nicio nădejde. Aduți aminte, Dumnezeule, că viața mea este doar o suflare. Ochii mei nu vor mai vedea fericirea. A venit deznădejdea peste Iov. Vă întreb eu, n-a mai văzut el fericirea? Ba, a văzut-o. Dar a venit deznădejdea pentru că fiecare om când trece prin necaz are frământările lui, apăsările lui. Și vine vocea aceasta a deznădejdii să-ți spună, nu se mai poate nimic, nu o să mai iasă nimic. Citeam despre un împărat din Antichitate, care avea un număr mic de oameni, era hăituit, fugărit de un împărat puternic, cu o știre mare. Și la un moment dat era deprimat de-a dreptul, nu mai știa ce să facă. Și-a intrat într-o peșteră și stătea ascuns acolo în peșteră și zicea, nu știu ce să fac, să mă predau, mă vor omori, vor face asta și asta. Și la un moment dat, cum stătea culcat, se uita la un păianjen care-și țesea pânza. Și la un moment dat, păianjenul acela a căzut din pânza lui. Numai că după ce a căzut, s-a uitat și l-a văzut pe acel păianjen că se urcă înapoi și își continuă lucru. S-a uitat și a zis, un păianjen așa de mic. Și el știe să nu se lase. Și istoria consemnează despre împăratul acela cu puțini oameni, a ieșit și a luptat cu vitejie și a zis, dacă un păianjen poate să fie atât de perseverent, mă voi lupta până la capăt. Și a reușit să biruiască. Vă spun asta, frații mei, ca să înțelegem fiecare dintre noi, că vine câteodată în necaz vocea deznădejdii. Dar ascultați-mă bine, nu vă lăsați, rămâneți perseverenți, pentru că acolo unde vine vocea deznădejdii, să știți că vine și vocea credinței, vocea deznădejdii vine de la diavolul care spune, nu voi mai vedea fericirea, dar este o voce a credinței pe care o trimite Dumnezeu. Uitați-vă, același Iov, când vine vocea credinței, stătea pe grămadă aceea de gunoi cu ciobul în mână, se scărpina, nu mai avea nimic decât ciobul acela. Și zice în capitolul 19 cu versetul 25 Iov aude vocea credinței și zice așa: Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și se va ridica la urmă pe pământ. Înțelegem noi, dragii mei, că trebuie să luptăm pentru credincioșie față de Domnul. Și de aceea mă rog lui Dumnezeu ca în fiecare zi ca să putem fi perseverenți, să luptăm pentru curăție. Să luptăm pentru concentrare spre Domnul, să luptăm pentru, pentru credincioșie față de Domnul. Și apoi mai zic ceva, e important să luptăm și pentru călăuzire. În momentele în care ne este greu în viață, nimic nu e mai încurajator decât să-L auzi pe Domnul că spune ceva. Și asta a făcut Iov. Eu v înțeles că oamenii, oricine sunt ei, nu pot să ajute. I-au venit prietenii, dar în loc să-l ajute, l-au fundat mai rău în necaz. Pentru că ei au venit cu vocea explicațiilor. Și atunci... Eu v-a căutat călăuzire de la Domnul și vreau să vă spun astăzi tuturor, Dumnezeu vorbește celor încercați. Dar pentru aceasta este foarte important să știm cum să așteptăm călăuzirea pe care o dă Domnul. Lupta pentru călăuzire este esențială atunci când vrei să fii perseverent. Domne, ce am de făcut acum când m-am întâlnit cu acest obstacol, cu acest greu? Ascultă vocea Domnului și ascultă-mă ca să-L auzi pe Dumnezeu vorbind câteodată trebuie să-L aștepți în tăcere pe Domnul. Uitați-vă ce zice Iov în capitolul 40, de la versetul 3 la versetul 5. Zice așa, Iov a răspuns Domnului și a zis, Iată, eu sunt prea mic ca să-ți răspund. Îmi pun mâna la gură. Am vorbit odată și nu voi mai răspunde. De două ori și nu voi mai adăuga nimic. Ca să-L pe Domnul, e atât de important uneori să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Când lupți pentru călăuzire, e important să stai câteodată în tăcere și să aștepți să auzi glasul Domnului. Câteodată noi vorbim prea mult, ne văietăm prea mult și nu avem timp să-L auzim pe Domnul. De asemenea, călăuzirea Domnului trebuie așteptată în smerenie. Și asta e foarte important. Uitați-vă la Iov în capitolul 42, primele versete de acolo, versetul 1 și 2, zice Iov așa, Iov va răspuns Domnului și a zis, știu că tu poți totul și nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cu alte cuvinte, Doamne, eu sunt mic, Tu ești mare. Eu sunt neștiutor, Tu le știi pe toate, Doamne. Așa ajunge Iov să aștepte călăuzirea lui Dumnezeu. Și nu numai atât. Călăuzirea lui Dumnezeu se așteaptă în tăcere, se așteaptă în zmerenie, dar se așteaptă în pocăință. Uitați-vă la Iov, în versetele 5 și 6 din capitolul 42, în ultimul capitol al cărții sale, zice la versetele 5 și 6 așa, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Și fiți atenți ce zice, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Dragii mei, Dumnezeu se apleacă spre cei ce trăiesc în pocăință, spre cei ce se pocăiesc atunci când sunt încercați și Dumnezeu le vorbește. Și uitați-vă în capitolul 42 în continuare și îl veți vedea pe Dumnezeu cum lucrează și cum îl călăuzește pe Iov, cum îl ridică din nou pe Iov pentru că Iov a știut să asculte în tăcere, să aștepte în tăcere să aștepte în smerenie, să aștepte în pocăință și să aștepte în ascultare de Dumnezeu. Dragii mei, ceea ce este frumos este că în mijlocul problemelor, acolo ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu. Restul e filozofie. Ascultați-mă! Restul e filozofie. Pe Dumnezeu îl cunoști în mijlocul necazurilor și a problemelor. Cine nu l-a cunoscut pe Dumnezeu în necaz și în probleme, vorbește în mod teoretic despre el. Însă, dragii mei, ia uitați-vă, scrie Iacov despre Iov. La capitolul 5 cu versetul 11 în epistola sa, Iacov zice așa, Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Asta vede Iov și asta văd toți ceilalți în zile de încercare și de greu. Acolo îl vezi pe Dumnezeu plin de milă și de îndurare. Și eu stau în fața dumneavoastră, frații mei și surorile mele, ca să vă duc aminte, avem de-a face cu un Dumnezeu bun un Dumnezeu căruia îi pasă de noi. Și atunci când suntem ispitiți de diavolul, trecând prin greu, prin încercare de orice fel, când Dumnezeu îngăduie să trecem prin focul încercării, devine diavolul să ne ispitească și să zică te-a uitat Dumnezeu, intră în deznădejde. Devine diavolul să te ispitească prin sfaturile oamenilor, prin părerile unora sau altora. Fratele meu, sora mea, te rog fierbinte, Rămâi perseverent pentru că Isus Hristos este același ieri, și azi, și în veci. Și se așteaptă ca noi să rămânem credincioși. Așa cum am zis acolo în apa botezului, așa cum i-am zis Domnului atunci, Doamne, te voi sluji toată viața. De ce să nu-l slujești și când treci prin rău, prin greu? De ce să nu-l slujești și când îți merge bine? Vă rog să mă ascultați bine, frații mei și surorile mele. Dacă există o problemă în creștinismul contemporan, e lipsa de consecvență. Atâția oameni și-au încrucișat viețile cu viața mea de-a lungul anilor. Am văzut oameni plini de râvnă pentru Dumnezeu. Și râvna i-a ținut cât un foc de paie am văzut oameni care s-au angajat să rămână cu Dumnezeu și să fie cu El. Și a ținut un an și a ținut doi și s-au dus. Dar cine va răbda până la sfârșit, acela va fi mântuit. De aceea vreau să vă chem astăzi să înțelegem cât de importantă este perseverența în viața de credință. Indiferent cu ce ne întâlnim în viață, să stăm și să zicem, Doamne, vom lupta ca să rămânem perseverenți. Luptăm pentru curăție, luptăm pentru concentrare, Doamne, la ceea ce trebuie, luptăm pentru călăuzirea Ta, luptăm pentru credincioșie înaintea Ta și nu ne vom lăsa, Doamne, pentru că dacă este vreo nădejde pentru noi oamenii, nădejdea aceasta este una singură, Domnul. Să ne uităm țintă la căpetenia și credincioșia la căpetenia credinței noastre, să ne uităm țintă la El și cu credincioșie să-L urmăm. Veniți să stăm ridicați înaintea Domnului, conștienți de faptul că El este un Dumnezeu plin de milă, plin de îndurare. Să ne uităm spre El în această duminică dimineața, încă. Și să zicem, Doamne, nu ne lăsa pentru lucruri de nimic să renunțăm la a fi perseverenți. Vai pentru ce nimicuri renunță unii. Unii renunță la a rămâne credincioși Domnului pentru niște lucruri de nimic. Pentru că vezi, Doamne, mai pot să câștige un gologan. Alții renunță pentru că vezi, Doamne, i-a supărat soția sau a supărat-o soțul și renunță la Dumnezeu și la celelalte lucruri. Alții renunță pentru că nu știu cine s-a uitat, nu știu cum la ei. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Întreabă apostolul. Și răspunsul pe care îl dă el acolo, nici primejdia, nici moartea, nici celelalte lucruri, dar vai mă tem pentru creștinii secolului 21, că lasă lucruri de nimic să-i despartă de Domnul. Pe Iov nu l-au despărțit atacurile diavolului, pe Iov nu l-au despărțit de Dumnezeu lipsurile, necazurile, bolile, neputințele nimic nu l-a despărțit de Dumnezeu și el va rămâne ca un martor până în ziua judecății. Un martor al perseverenței înaintea lui Dumnezeu. Ce vei zice tu în ziua aceea? Tu care renunți așa de ușor? Eu vreau să te chem astăzi, ca împreună cu mine, suntem oameni slabi cu toți și plini de neputințe, dar veniți să stăm înaintea lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, nu ne lăsa, ține-ne în mâna Ta. Ajută-ne, Doamne, să-ți fim credincioși, indiferent ce s-ar întâmpla în viața noastră, indiferent de lucrurile cu care ne vom întâlni în viața aceasta, vrem să rămânem perseverenți până la capăt. Veniți să ne rugăm Domnului în felul acesta, fiecare dintre noi, și să-l binecuvântăm încă o dată pe Domnul, să binecuvântăm încă o dată pe Dumnezeul milos și plin de îndurare, să ne rugăm dar cu toții Domnului în felul acesta.